Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pregătit un video foarte special. Este vorba de taroscopul elementelor pentru weekendul 24-25 octombrie 2020. Poate te întreb ce e acela un taroscop pe elemente. Foarte bună întrebarea, o să-ți răspund chiar acum. Este vorba de o etalare de tarot pentru fiecare element zodiacal în parte. Ce înseamnă asta? O să ne uităm la zodiile de foc, pământ, aer și apă. Zodiile de foc sunt berbecul, leul și săgetătorul, zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și, nu în ultimul rând, zodiile de apă, rac, scorpion și pești. Pentru fiecare dintre aceste elemente sau câte 3 zodii luate împreună, o să facem câte o etalare de tarot pentru acest weekend, în care o să încerc să răspund la întrebările ce, unde și cu cine. Dacă ți se pare interesant subiectul, stai aproape! Înainte să începem, vreau să le mulțumesc celor care s-au abonat deja, sunteți cei mai tari. Orice like, orice share, orice distribuire mai departe și comentariile voastre mai ales mă ajută foarte, foarte mult. Pentru ghidarea intuitivă zilnică, nu uita să mă urmărești pe Facebook sau Instagram, unde postez în fiecare zi câte o etalare de tarot formată din 3 cărți. Una pentru dragoste, una pentru sănătate și ultima pentru bani, carieră și afaceri. Bun, și acum hai să începem. Vreau să menționez că această etalare este doar generală. E foarte important să iei din ea doar ceea ce se aplică pentru tine. Eu nu prezic viitorul este în mâinile tale. Eu doar interpretez potențialul energetic al unei situații, astfel încât tu să ai o hartă cu riscurile și oportunitățile care ți se pot prezenta în față și să poți lua decizii informate, pentru că la urma urmei informația e putere. Și eu îmi doresc ca fiecare dintre voi să fie puternic, să ia decizii înțelepte și să evolueze din toate punctele de vedere. Spiritual, emoțional, mental și, nu în ultimul rând, fizic. Indiferent dacă urmărești această etalare pentru tine, pentru partenerul sau partenera ta, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, o cunoștință, e foarte important de reținut că noi aici nu judecăm pe nimeni. Fiecare are traseul său evoluționar. Noi nu dorim răul nimănui și nu o să folosim aceste informații în scopuri malefice. Noi ne susținem reciproc, creștem împreună și evoluăm împreună pe toate planurile, da? Spiritual, emoțional, mental și fizic. Mesajele canalizate și interpretate de mine sunt pentru adevăr, echilibru și pace. Bun. Bun. Hai să extragem mesajele pentru zodiile de foc, berbec, leu și săgetător. Pentru weekendul 24-25 octombrie, ce o să faceți, unde o să fiți și cu cine vă puteți întâlni. Din acest set o să scoatem clarificări. Bun, hai să vedem ce o să faceți în acest weekend, unde puteți să mergeți și cu cine vă puteți întâlni. Pentru zodiile de foc, berbec, leu și săgetător, în acest weekend o să faceți niște activități foarte importante pentru evoluția voastră.
niște activități pe care nu o să le uitați de grabă. O să faceți niște lucruri care vă marchează traiectoria voastră de acum înainte. Sunt niște activități pe care când o să fiți bătrân la 80 de ani o să vă aduceți aminte de ele cu drag. O parte dintre voi s-ar putea la propriu să vă doriți să ieșiți în natură, să fiți în lumina soarelui, să vă bucurați de acest weekend. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea ca această carte Soarele să se aplice un pic mai metaforic, adică o să vă doriți să fiți în centru atenției, să fie spotlight-ul pe voi. Oarecum toate zodiile de foc, atât berbecii cât și leii, cât și săgetătorii în acest weekend o să întruchipeze energia tipică zodiei leului, da? O să fiți într-un anumit domeniu de viață, într-un anumit context sau altul, o să fiți centrul atenției, o să fiți the king of the castle, da, regele sau regina în această situație. Atenția o să fie asupra voastră. Aceste activități pe care o să le faceți în acest weekend o să vă aducă împlinire în toate planurile, emoțional, spiritual, fizic, o să vă facă să vă simțiți bine, să vă simțiți plin de energie, o să fiți entuziaști, optimiști. S-ar putea ca o parte dintre voi să alegeți activități cu eliberare intensă de adrenalină, da, poate anumite sporturi extreme sau sporturi de viteză, mai ales că aici pe poziția de unde avem acest 8 de cupe care este o carte de viteză, dar nu cred că o să călătoriți pe distanțe lungi, o să fiți undeva în mediul vostru apropiat sau într-un loc pe care l-ați mai vizitat deja, dar pare a fi un loc cu mult trafic, cu multă viteză, un loc în care lucrurile se întâmplă rapid, un loc cu multă agitație, poate cu mulți oameni. Deci o să fiți în orice caz într-un loc public. Dacă o să călătoriți, o să fie pe distanță scurtă sau, dacă e pe distanță medie sau mai lungă, o să fie cu siguranță un loc în care ați mai fost, care vă este cunoscut. Cu cine vă întâlniți în acest weekend? Cu o persoană foarte importantă pentru voi, o persoană care, într-un fel sau altul, o să vă ajute să evoluați mult mai repede în orice domeniu de viață ar fi această influență. Hai să clarificăm puțin acest soare. Da, să vedem pentru berbeci, lei, săgetători, pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, cum se aplică această carte Soarele, o arcană majoră, care ne arată ce o să faceți în acest weekend. Contemplați dacă direcția de viață pe care sunteți acum, traiectoria pe care vă aflați acum este cea corectă sau nu și este momentul să luați o decizie, pentru că într-un fel sau altul direcția de viață pe care vă aflați vă dă mari bătăi de cap, vă simțiți împovărați de ceva din viața voastră actuală, că e în viața privată, în viața personală sau profesională. Aveți o mare greutate pe umeri și vă gândiți dacă asta e calea corectă pentru voi pe termen lung. Și o parte dintre voi în acest weekend o să cereți sfatul cuiva, unei persoane influente, unei persoane realizate, să cereți sfatul unei persoane pe care vreți să o emulați. O persoană care pentru voi este ca un model de urmat. O persoană care a reușit să obțină deja simbolismul din spatele acestei cărți, care a reușit să obțină tot ceea ce își dorea din punct de vedere profesional sau personal, depinde în ce plan se aplică citirea pentru voi. E o idee foarte bună să cereți sfatul tot timpul de la o persoană pe care o admirați, de la o persoană cu care ați fi dispuși să faceți schimb de roluri, cum ar veni, da? Niciodată nu acceptați sfaturi de la o persoană cu care nu ați fi dispus să faceți schimb de roluri, pentru că dacă nu ți se pare că viața acelei persoane este demnă de urmat pentru tine, de ce ai cere sfatul?
Pe voi vă văd foarte înțelepți în acest weekend, o să cereți un sfat de la o persoană importantă, s-ar putea să fie un manager de companie, un manager de bancă, o persoană care creează cu investiții, cu fonduri de investiții, cu investiții bursiere sau investiții imobiliare, sau o persoană care se află într-un rol de conducere, într-o poziție de conducere gen manager, CEO, director general al unei companii, în orice caz o persoană care este extrem de bine poziționată din punct de vedere al situației economice și al situației carieristice. Iar sfatul pe care această persoană vi-l dă în acest weekend o să vă fie povață pe termen lung, o să vă spună niște cuvinte care pentru voi o să devină un motto pe termen lung, pe care o să vi le aduceți aminte și peste o lună, și peste 5 ani, și peste 20 de ani. Da? O activitate aici importantă pentru traiectoria voastră pe termen lung în viață. Bun, hai să cerem clarificări pentru acest 8 de cupe, unde o să vă aflați în acest weekend. Am înțeles că e undeva în mediul vostru obișnuit, fie în niște locuri în care ați mai fost sau în zone unde vă învârtiți, în cercuri în care vă învârtiți în mod normal zi cu zi, dar în același timp este o zonă cu mult trafic, cu multă viteză, cu multe persoane, o zonă în care se întâmplă foarte multe lucruri foarte rapid, o zonă de care sunteți dispuși să vă detașați. O să fiți într-un loc în care, de unde sunteți dispuși să plecați, dacă asta înseamnă să vă urmați norocul. Pentru că intuiția vă spune că acest loc pe care o să-l vizitați în acest weekend s-ar putea să-l vizitați pentru ultima oară sau să mergeți în acest loc ca un fel de rămas bun. Pentru că optul de cupe înseamnă o decizie conștientă de a pleca, de a te detașa de o situație din trecut, pentru că reușești să vezi la capătul acestui traseu pe care îl începi, acestui nou drum pe care începi să pășești, tu vezi deja o situație mult mai bună pentru tine, că e situație financiară, că e situație de dragoste personală, chiar nu contează, în orice domeniu de viață se aplică. Acest 8 de cupe semnifică detașarea de vechile obiceiuri, vechile locuri, vechile tradiții și începerea unei călătorii către ceva mai bun, către o evoluție, către următorul pas în evoluția ta. Și din câte se pare, această evoluție pentru majoritatea dintre voi ține de stabilitate, de o stabilitate financiară pe baza căreia să vă puteți clădi viitorul pe care îl visați. Și Marea Preoteasă de aici îmi spune că intuiția vă susține această dorință de detașare și de începerea unui ciclu nou. Hai să vedem acest car, o altă arcană majoră, o carte foarte importantă care ne arată că o să vă întâlniți cu o persoană foarte importantă pentru voi, de o persoană de care o să vă aduceți aminte și peste ani, dar putea să fie acest Rege de monede. Să clarificăm puțin acest car, la cine se referă. S-ar putea să fie un rac, o persoană foarte bine poziționată în societate, foarte entuziastă, cu multe proiecte, poate cu legături cu străinătatea. O persoană care a luptat foarte mult să ajungă acolo unde este și care acum vine către voi cu o ofertă. Dacă nu este vorba de acest rege de monede, da, de la care mergeți să cereți un sfat, dacă e vorba de o altă persoană aici, posibil un rac sau o zodie de foc sau o zodie de apă, această persoană pe care o să o întâlniți în acest weekend vine către voi și vine fulgerător către voi cu o ofertă foarte tentantă, dar mare atenție la oferta asta, că e o ofertă de dragoste, o ofertă sentimentală sau o ofertă financiară, cu toate că tind să zic că e o ofertă de dragoste pe partea sentimentală. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că această ofertă, exact la fel de rapid și de fulgerător cum vine către voi, la fel de rapid poate să și dispară din viața voastră. Nu este o energie stabilă.
această persoană, posibil un rac sau o zodie de foc, sau o altă zodie de apă, un scorpion sau un pește, care vine către voi cu această ofertă foarte tentantă, o să vă promită marea și sarea, o să vă promită luna de pe cer, dar la fel de rapid și de fulgerător cum vă promite aceste lucruri, la fel de rapid poate să dispară. Dacă voi asta vă doriți acum, doar o aventură de weekend sau doar să vă simțiți bine pe moment, foarte bine, go for it, nicio problemă. Dacă, în schimb, voi aveți așteptări de la această persoană să clădiți împreună ceva pe termen lung, trebuie să fiți foarte strategici în felul în care răspundeți acestei oferte. Pentru că există undeva în adâncul ființei acestei persoane posibilitatea de a crea ceva stabil pe termen lung. Dar această posibilitate trebuie testată, trebuie lucrată și manevrată de către voi, astfel încât să iasă cum vreți voi. Dacă vă lăsați în mâna sorții, o să fie doar o energie fulgerătoare care vine, pleacă ca o furtună de vară. Vine, pleacă și nu se alege nimic de pe urma întregii situații. Un weekend interesant pentru zodiile de foc. Un weekend cu două arcane majore, adică un weekend cu evenimente și persoane care o să vă marcheze pe termen lung. Evenimente și persoane de care o să vă aduceți aminte și când o să fiți la 80 de ani. Hai să vedem și un mesaj pentru zodiile de foc. În acest weekend o să găsiți mesaje ascunse, simbolism ascuns în orice activitate pe care o faceți, în orice persoană cu care vă întâlniți, și toate aceste mesaje subliminale, subconștiente sau supraconștiente care vin către voi în acest weekend sunt pentru creșterea voastră personală și chiar dacă vă creează puțin disconfort, toate evenimentele, toți oamenii cu care vă întâlniți în acest weekend, toate lucrurile pe care le faceți în acest sfârșit de săptămână sunt pentru binele vostru, pentru evoluția voastră, ca să creșteți, ca să vă dezvoltați. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de foc. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram sau pe Facebook, unde pun câte o etalare de tarot din 3 cărți în fiecare zi. Nu uitați să dați subscribe la canal, să vă abonați la acest canal. Ne vedem duminică cu etalarea pentru săptămâna următoare și în fiecare zi pe Facebook. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână minunat, profitați de această energie care se arată pentru voi. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică toate aceste lucruri pentru voi și ne vedem duminică. Pa, pa! Pentru zodiile de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Să vedem ce mesaje avem pentru zodiile de pământ, pentru acest sfârșit de săptămână, în perioada 24-25 octombrie. La ce se pot aștepta zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn? Ce puteți să faceți în acest weekend, unde puteți să mergeți și cu cine vă puteți întâlni acolo? Hai să vedem. Regele de cupe, 7 de cupe, 9 de cupe. Ok, un sfârșit de săptămână sub auspiciul cupelor, adică sub umbrela sentimentelor, a emoțiilor, al subconștientului vostru. Regele de cupe ne arată că lucrurile pe care o să le faceți în acest weekend sau evenimentele la care o să participați în acest sfârșit de săptămână o să fie niște lucruri, niște evenimente remarcabile, dar nu o să fie un weekend ca oricare altul, ci o să faceți ceva mai special, ceva mai deosebit. S-ar putea să ieșiți puțin din zona voastră de confort, dar per total este o energie pozitivă, o energie plăcută. Șaptele de cupe ne arată că o să vă învârtiți undeva local, dacă o să călătoriți, o să fie o călătorie pe distanță scurtă și cu toate acestea o să descoperiți locuri necunoscute, locuri pe care până acum nu le știați,
din zona voastră, din orașul vostru, din cartierul vostru, dintr-un spațiu în care vă învârtiți zi de zi și ați fi zis că, wow, știu tot despre acel loc și cu toate astea mai sunt unele comori ascunse pe care încă nu le-ai descoperit și pe care le vezi pentru prima oară în acest sfârșit de săptămână. Sau e posibil să îți vezi orașul, localitatea, cartierul într-o altă lumină în acest sfârșit de săptămână, să, nu știu, îl vezi aranjat altfel, pregătit altfel, să ai o perspectivă nouă asupra mediului tău înconjurător. Cu cine o să te întâlnești? Cu o persoană realizată, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere financiar. Cu o persoană cu o situație economică foarte stabilă. Bun. Hai să clarificăm acest rege de cupe. Ce activități o să facă zodiile de pământ, taurii, fecioarele și capricornii în acest sfârșit de săptămână. 7 de bâte, 2 de bâte, 3 de monede. La capitolul activități, zodiile de pământ în acest weekend o să fie foarte ocupate. O să fie un weekend încărcat de evenimente. Evenimente în urma cărora o să căpătați mai multă înțelepciune. O să deveniți mai înțelepți, mai calculați, mai cumpătați și o să înțelegeți mai bine cum funcționează lumea din jurul vostru. Lucrurile se mișcă cu viteză în acest weekend și în anumite aspecte o parte dintre voi vor fi nevoiți să își apere o poziție, o idee, un ideal, o părere. S-ar putea să aveți niște discuții aprinse, poate cu o persoană mult mai experimentată, mult mai bine poziționată decât voi, să spunem, dar în urma acestor discuții se deschide în fața voastră o întreagă nouă lume de posibilități, dar o să aflați lucruri pe care înainte nu le știați, lucruri la care nici măcar nu v-ați putut gândi vreodată. Acest 2 de bâte ne arată o deschidere de perspectivă, e ca și cum o lume complet nouă se deschide în fața voastră. În urma acestei discuții aprinse pe care o aveți cu o persoană mult mai abilă decât voi, o persoană care înțelege lucrurile atât din punct de vedere intelectual cât și emoțional, o persoană care este foarte bine poziționată în societate, persoană care este văzută ca o autoritate în domeniul său, oricare ar fi acesta, și în urma acestei discuții voi vă hotărâți că ar fi cazul să îmbunătățiți anumite skill-uri, anumite abilități, anumite talente ale voastre, să lucrați mai mult la acestea, să vă perfecționați într-un anumit domeniu, astfel încât în timp și voi să ajungeți să fiți acest rege de cupe. Să puteți să fiți văzuți și voi ca o autoritate într-un domeniu. Unde puteți să fiți? Hai să vedem, să clarificăm acest 7 de cupe. Ce lucruri noi o să descoperiți în orașul vostru, în cartierul vostru, în zona din care proveniți? O să descoperiți... Wow, ca și la zodiile de foc. O să descoperiți zone mai bogate sau mai afluente decât v-ați fi putut imagina. Poate o să descoperiți o zonă din orașul vostru la care tot timpul v-ați gândit ca fiind o zonă mai nasoală și în ultima vreme s-au renovat toate clădirile, s-a investit în infrastructură și acum pare o zonă foarte atractivă pentru voi chiar ca să vă mutați acolo, pentru că apartenența la acest cartier, la această zonă geografică v-ar da într-un fel sau altul această aură de stabilitate, de afluență pe care voi doriți să o afișați lumii. Și cu cine s-ar putea să vă întâlniți în acest weekend? Haideți să clarificăm acest 9 de cupe. Cine este această persoană care este foarte stabilă atât din punct de vedere emoțional cât și financiar? Ce reprezintă pentru voi această persoană? Pajul de bâte, 10 de bâte, 7 de monede. Este o persoană cu foarte mult entuziasm, poate să fie o persoană mai tânără decât voi, dar care are o poziție socială mai bună decât a voastră, poate să fie o persoană care
în urmă cu mulți ani, în tinerețe, adolescență, a făcut niște investiții foarte abile și acum reușește să trăiască de pe baza acestui portofoliu de investiții. Poate să fie o persoană care a muncit foarte mult în prima etapă a vieții lor, a avut foarte multe greutăți în a pune pe picioare această afacere, un nou model de business, un mod inedit, creativ, altfel de a face afaceri și acum trăiește de pe urma acestei munci, acestui efort pe care l-a depus în tinerețea sa. Și am impresia că va fi o persoană de influență pentru voi, ca un fel de model, un fel de role model pentru voi de urmat. Hai să vedem un mesaj de la cărțile Oracol pentru zodiile de pământ, Berbec, Fecioară, Capricorn, pentru weekendul 24-25 octombrie. Nu uitați că fericirea este dreptul vostru din naștere. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de pământ, mai ales cu aceste energii care se desfășoară pentru voi weekendul acesta. Sper să profitați de ele la maxim. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, unde postez în fiecare zi câte o etalare din 3 cărți. Una pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru afaceri, carieră, situație financiară. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, abonați-vă la canal ca să fiți anunțați de fiecare dată când pun material nou. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare, în care ne uităm la fiecare zodie în parte, ce energii se afișează la orizont pentru fiecare zodie în parte. Nu uita să dai un like, un share și să-mi lași în comentarii cum se aplică această energie pentru tine. Ne vedem duminică. Pa, pa! Bun, și acum hai să trecem la zodiile de aer. Gemeni, Balanță, Vărsător. Să vedem ce vă așteaptă, unde puteți să fiți și cu cine vă puteți întâlni în weekendul 24-25 octombrie. Amestecăm bine cărțile. Ce puteți să faceți în acest weekend, unde puteți să mergeți și cu cine vă puteți întâlni. 6 de săbii, 3 de săbii, 7 de monede. Pentru zodiile de aer, pentru Gemeni, Balanță, Vărsător, acest weekend nu va fi unul foarte ieșit din comun. Se arată la orizont pentru voi o călătorie, dar va fi o călătorie pe distanțe scurte sau medii. O să călătoriți într-o zonă care o să vă bage în depresie într-un fel sau altul, o zonă care vă întristează, fie este o zonă în care ați avut în trecut o decepție amoroasă sau o zonă de care vă leagă niște amintiri mai nasoale sau pur și simplu o zonă de la care nu vă așteptați să fie într-o stare atât de nasoală, atât de precară. Pentru unii dintre voi, această călătorie, acest unde, nu este un loc fizic, ci este un loc mental. Veți călători înapoi în amintirile voastre și o să vă tot măcinați și consumați cu niște amintiri negative din trecut. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu o persoană care își analizează situația de viață în care a ajuns și se gândește oare dacă merită să continue pe acest drum sau să o ia de la început, da? Să taie totul de la rădăcină și să înceapă din nou. Cu o persoană care a depus foarte mult efort într-un proiect, într-o relație, într-o activitate și acum analizează cât de mult a evoluat pe acest drum și dacă se merită să continue mai departe sau trebuie să o ia de la capăt. Pentru acei dintre voi la care această citire se aplică ca una internă, internalizată, pentru care călătoria este una internă de a înapoi pe scara amintirilor voastre, pentru care acest unde nu este un loc, este o stare de spirit, o amintire negativă, acest 7 de monede va fi și pentru voi o autoanaliză a evoluției voastre și o să vă puneți niște semne de întrebare,
despre direcția în care se îndreaptă viața voastră, ce merită și nu merită să faceți mai departe. Hai să extragem și niște cărți de clarificare pentru ce o să faceți în acest weekend, pentru acest 6 de săbii. Ca și cărți de clarificare avem 4 de cupe, îndrăgostiții și regina de monede. O să călătoriți pentru că sunteți nemulțumiți de o situație de dragoste, pentru că nu ați reușit să obțineți stabilitatea la care vă așteptați sau stabilitatea pe care vă doreați voi în această relație de dragoste. Și cred că pentru mulți dintre voi această călătorie este una internă în mintea voastră, în subconștientul vostru, unde o să faceți foarte multe analize. O să întoarceți situația pe toate părțile, încercând să descoperiți de ce nu sunteți mulțumiți în această relație, ce vă nemulțumește la această relație care aparent era o legătură de tip suflet-pereche. Ce elemente de stabilitate lipsesc de aici? Hai să vedem, să clarificăm treiul de săbi, unde o să mergeți, să clarificăm această locație fizică sau mentală care vă dă dureri de cap, care vă creează supărări, vă face triști și emotivi. Cavalerul de bâte, cavalerul de săbi și pajul de săbi. Bun. Această locație care vă face triști, că e una fizică sau că e una mentală, vă întristează pentru că vă aduce aminte de acest cavaler de bâte care a venit către voi cu o ofertă foarte pasională. Și această ofertă extrem de pasională, extrem de focoasă, plină de atracție chimică, de atracție fizică, de chimie între cei doi parteneri, s-a transformat foarte rapid în competiție între cei doi parteneri, în foarte multe discuții, foarte multe clash-uri la nivel mental, da? Și în loc să evolueze către ceva mai stabil, ea involuează, da? De la cavaler, în loc să crești către regină, către rege, către o situație mai stabilă, voi scădeți către o situație mai instabilă, către pajul de săbi, care reprezintă genul de energie care te face să spui vrute și nevrute, vorbește gura fără tine și certurile se intensifică. Și se intensifică din cauza unor neînțelegeri, din cauza unor cuvinte spuse fără rost, din cauza unor lucruri negândite până la capăt care au fost spuse doar de dragul de a-ți auzi vocea. Și acest 3 de săbi este fie un loc fizic care îți aduce aminte de această relație care nu a evoluat cum sperai tu, sau este un loc din mintea ta care acum în acest weekend se reactivează și îți readuce la suprafață toate aceste sentimente. Toate aceste sentimente și 3 de săbi e posibil să fie legate de o relație din trecut și tu acum să proiectezi asupra relației curente toate aceste probleme ale tale din trecut. Chiar dacă nu e cazul, pentru că relația curentă pare să fie una de tip suflet-pereche, pare să fie ceea ce trebuie. Bun, și hai să clarificăm acest 7 de monede. Cine e această persoană care analizează, care face o pauză în acest weekend pentru a număra florile acestea de pe, pentru a număra monedele de pe această floare, da? Cine e această persoană care își face inventarul vieții, astfel încât să poată să ia o decizie informată asupra direcției în care trebuie să continue de acum înainte? Soarele, 4 de săbi, 2 de săbi. Această persoană, că ești tu sau că e partenerul de viață, tind să cred că ești tu, pentru că soarele luminează asupra ta. Această persoană care își ia din timpul său în acest weekend ca să analizeze, să facă inventarul vieții, este o persoană care a obosit și care este foarte nesigură, nu știe ce e adevărat, ce nu e adevărat, pentru că are această eșarfă legată la ochi. Mesajul pentru acest weekend ar fi să te odihnești, pentru că altfel riști să ajungi la surmenare, riști să ajungi la oboseală mentală și asta nu ajută pe nimeni. Hai să vedem și un mesaj de la cărțile Oracol. Au ieșit 2.
Când te aliniezi cu dragostea universului, pacea ta nu poate fi întreruptă, nu poate fi disturbată în niciun fel. Și capacitatea voastră de a fi pe aceeași frecvență cu energia de dragostea universului este ceea ce o să vă dea cuvintele de care aveți nevoie în momentul în care sunteți pregătiți să vorbiți, o să vă dea compasiunea necesară când e momentul să iertați, și puterea necesară pentru a vă regăsi drumul atunci când sunteți pierduți. Un mesaj foarte frumos. Încercați să vă regăsiți centru, să vă realiniați cu energia de dragoste, de compasiune a universului. Doar această aliniere cu energia de dragoste a universului vă va ajuta să navigați toată această situație. Meditați, rugați-vă, mergeți în natură, orice vă ajută să vă descărcați, să vă eliberați creierul și să primiți mesaje intuitiv de la univers, pentru că universul comunică cu voi în diverse căi de-a lungul zilei. Dacă aveți nevoie de ghidare suplimentară, vă invit pe canalul meu de Instagram sau Facebook, unde pun mesaje în fiecare zi. În fiecare zi fac câte o etalare din 3 cărți, una pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică acest mesaj pentru voi. Nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne vedem duminică cu taroscopul pentru săptămâna următoare. Un taroscop în care ne uităm la fiecare zodie în parte și ce vă așteaptă pentru toată săptămâna următoare. Bun! Vă mulțumesc pentru atenție și acum hai să trecem mai departe la zodiile de apă. Bun, pentru zodiile de apă căutăm mesaje de la cărțile de tarot pentru weekendul 24-25 octombrie. Hai să vedem. Pentru zodiile de apă, Rac, Scorpion și Pești, la ce vă puteți aștepta în weekendul 24-25 octombrie? Ce puteți să faceți în acest weekend, unde puteți să mergeți și cu cine vă puteți întâlni? Hai să vedem. 2 de cupe, 4 de cupe, Asul de monede. Și pentru zodiile de apă, avem niște evenimente care nu sunt neapărat ieșite din comun. Ce o să faceți în acest weekend? O să petreceți timp cu persoana iubită, cu o persoană la care țineți foarte mult, o persoană cu care aveți o energie foarte sinergistică, o energie de suflet pereche. Pentru că aceasta este o carte din arcanele minore, tind să spun că este o persoană pe care o cunoașteți deja, dar s-ar putea să mai fie acea mică categorie dintre voi care în acest weekend s-ar putea să-și întâlnească sufletul pereche. Unde puteți să mergeți în acest weekend? O să fiți într-o locație care o să vă dezamăgească. Vă creați niște așteptări mult mai mari de la locația aceasta în care mergeți și ceva nu o să vă placă. Nu vă văd călătorind pe distanță lungă. O să mergeți undeva pe distanță scurtă, fie în orașul vostru sau în imediata apropiere a zonei în care locuiți, o călătorie pe distanță scurtă sau medie, poate pe jos, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun sau dacă e cu mașina, dar nu o să fie o călătorie lungă. În orice caz, oriunde mergeți, că e un restaurant, o terasă sau mergeți să vizitați ceva, o să fiți dezamăgiți de servire, de staff, de perspectivă, ceva nu o să se ridice la înălțimea așteptărilor voastre. Cu cine vă puteți întâlni acolo? Cu o persoană care o să vă dea o idee de afaceri. Fie o persoană cu care poate o să începeți un proiect împreună sau o persoană care vă dă o idee, vă pune în minte acel sâmbure de idee din care în timp o să crească o afacere prosperă sau poate să crească o afacere prosperă dacă vă folosiți de această energie. Hai să clarificăm cărțile pentru zodiile de apă, Rac, Scorpion și Pești. Ce o să faceți în acest weekend? Să clarificăm acest 2 de cupe, Asul de bâte, Pajul de cupe
6 de monede. Bun, pentru acei dintre voi care în acest weekend o să cunoască acest 2 de cupe, o persoană care să îndeplinească criteriile pentru acest 2 de cupe, criteriile de suflet pereche pentru voi, o să fie o relație care o să aibă foarte multă pasiune în ea, pentru că acest as de bâte indică începutul unei pasiuni, începutul unui proiect în care puneți foarte multă pasiune sau a unei relații foarte pasionale, dar această persoană cu care începeți această relație extrem de pasională va fi o persoană mai tânără decât voi sau cu mai puțină experiență în relații de dragoste decât voi sau o persoană care face tot felul de gafe, de faux pas-uri, da? Care poate spune ce nu trebuie la momentul greșit, care face anumite lucruri din lipsă de maturitate, din lipsă de experiență, dar aceste lucruri o să vă facă pe voi să aveți mai multă afecțiune pentru persoana respectivă, tocmai pentru că face aceste lucruri din inocență, din neștiință, din lipsă de experiență și lucrul ăsta voi o să-l îndrăgiți la persoana respectivă. Șasele de monede mi-arată că în acest weekend zodiile de apă, racii, scorpionii și peștii o să aibă o energie foarte mărinimoasă și pot să facă diverse acte de caritate, să ajute pe cineva, să se implice în proiecte sociale și poate prin acest proiect social, nu știu, că mergeți să donați haine sau mâncare sau mergeți să plantați copaci, faceți acte de voluntariat, acte de caritate, probabil prin în acest cerc de oameni o să întâlniți această persoană care pentru voi va fi sufletul pereche, doiul de cupe, cu care puteți să începeți o relație de lungă durată. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, în acest weekend puteți să vă implicați împreună cu partenerul sau partenera de viață în diferite activități de tip voluntariat, donare de timp, de strângere de fonduri, activități de ajutorare a oamenilor nevoiași, în urma cărora se creează între voi în cuplu o legătură mult mai strânsă și se reaprinde flacăra pasiunii între voi. Bun, hai să clarificăm unde veți fi în acest weekend, ce anume la această locație o să vă dezamăgească. Doiul de cupe, cinciul de săbii, patru de bâte. Locația asta vă dezamăgește din cauza oamenilor pe care îi întâlniți acolo. Voi aveați anumite așteptări de la locația asta să vă dea un anumit sentiment, să vă facă să vă simțiți într-un anumit fel și nu se ridică așteptărilor voastre. Poate că personalul de servire este certăreț sau nu este atent. Când voi, de fapt, tot ce doreați era să vă simțiți bine, să fiți înconjurați de oameni faini, de energie faină și e ceva, e un lucru așa minor în toată situația asta, în toată locația asta în care vă aflați, care reușește să vă strice tot cheful. Dar am impresia că doar pentru voi îl strică cheful, adică voi sunteți singurii care observați lucrul ăsta sau singurii care sunteți deranjați de acest aspect, fie de tonul persoanei care vă servește la masă sau de felul în care cineva vorbește, de felul în care cineva pune problema și lucrul ăsta vă cam strică tot cheful pe weekendul ăsta, dar partea bună e că sunteți singurii care observă treaba asta și restul oamenilor cu care vă aflați în companie reușesc totuși să profite de weekendul ăsta și să se simtă ok. Hai să mergem mai departe, să clarificăm și acest as de monede, cine este această persoană cu care puteți să începeți o afacere sau care vă dă o idee pentru o afacere, pentru un proiect. 5 de bâte, pajul de monede, lumea. Această persoană care vă dă această idee creativă, idee de afaceri, idee din care puteți să scoateți mulți bani, este o persoană cu care aveți așa un schimb de replici, un du-te vino, un
du-te vino verbal, care începe oarecum în glumă, dar riscă să se transforme într-o chestie foarte serioasă. Poate să fie o persoană un pic mai acidă sau cu un simț al umorului mai ciudat, la care îi place să facă mișto, să ia lumea peste picioare, și voi s-ar putea să vă simțiți atacați și să luați lucrurile foarte personal. Recomandarea ar fi să nu le luați personal, ci din interacțiunea cu această persoană să luați doar ce vă interesează pe voi și restul să ignorați, da? Luați doar ideile pozitive de la această persoană și păstrați-le pentru voi, pentru că aceste idei puteți să le luați și să le creșteți în ceva foarte benefic pentru voi. Le puteți crește în îndeplinirea tuturor dorințelor voastre, da? Deci dacă această persoană e mai acidă sau vorbește cu voi într-un fel care nu vă pică bine, dar s-ar putea să fie tocmai această persoană cea care vă strică tot cheful, în același timp este o persoană care vă dă și o idee. Recomandarea ar fi să luați această idee, să luați lucrurile bune pe care le puteți aplica în viața voastră cu succes și să ignorați restul. Pentru că vă faceți singur rău, cum ar veni, adică vă stricați singur cheful weekendul ăsta din cauza unei persoane care spune niște lucruri și este în puterea voastră să ignorați aceste lucruri, să nu vă lăsați afectat de aceste cuvinte. Hai să vedem mesajul pentru zodiile de apă, pentru Raci, Scorpion și Pești, un mesaj de la Cărțile Oracol pentru weekendul 24-25 octombrie. Credința voastră are puterea de a transforma traumele în vindecare, conflictele în creștere și teama în dragoste. Da? Exact ce vă spuneam. Este în puterea voastră să vă schimbați perspectiva și să vedeți lucrurile într-o lumină mai pozitivă. Puteți să hotărâți să fiți acest 4 de cupe, să fiți nemulțumiți, triști și dezamăgiți, sau puteți să hotărâți să fiți acest as de monede, o persoană care începe un nou proiect extrem de favorabil pentru traiectoria voastră de viitor. Alegerea este în mâinile voastre, aveți liber arbitru, aveți libertatea de a alege pe care cale vreți să o luați. Sunteți stăpânii sentimentelor voastre. Puteți să vă stăpâniți felul în care alegeți să vă simțiți. Încercați să luați partea pozitivă din orice lucru și ignorați restul. Exact cum vă spun și cu citirile mele de tarot. Luați doar ceea ce se potrivește pentru voi, doar ceea ce rezonează pentru voi și ignorați restul. Nu uitați să mă urmărești și pe Instagram sau Facebook, unde postez câte o etalare de tarot în fiecare zi. Lasă-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru tine și ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare. Până atunci, nu uita să dai un like, share, subscribe. Toate comentariile voastre mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne vedem duminică. Pa, pa!